Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zamfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Începem ușor, ușor să-i cunoaștem și destul de personal așa pe oamenii care au administrat această nenorocire în care stăm de câteva săptămâni îngroziți, pe oamenii care au administrat zilele groazei. Da. Ușor, ușor începem să-i cunoaștem și personal. Oamenii care au administrat și care au mușamalizat zilele groazei, pentru că... Păi aia care au mușamalizat îi știam deja. Stai, domnul Buzea, nu mă refer la aia mai mărunței așa la nivel de inspecție socială, asistent social, directoraj de prin diferite agenții, nu mă re... Tu te gândeai la domnul... Mă duceam Butai, tot, la Butai. Domnul Bunei, da, mă duceam, da. Și la Ciucă? Te-ai gândit și la Ciucă? La Ciucă nu m-am gândit, am început să-l uit așa, ușor, ușor. No! Trebuie gândit. Asta își dorește și el! Aici este problema. Cea mai mare inginerie politică pe care o poate face domnul Ciucă este să se lase uitat. Nu, trebuie să-l ține minte. Cel mai mare trick pe care îl face Ciucă... Diavolul? Se convinge, se convingă pe oameni că nu există. Că nici n-a existat. Că nici n-a existat. Ceea ce nu e foarte greu, pentru că nu a existat. Doamnelor și domnilor, haideți să aruncăm o privire ce s-a întâmplat, la ce s-a întâmplat în fața tribunalului astăzi, unde protestatarul Ceaușescu știa că vine lume, știa că se adună lume cu ocazia acestor audieri și s-a postat în față, așteptându-i pe oamenii aceștia, pentru că, într-un fel, e bine să-i cunoaștem și noi. Protestatarul Ceaușescu știe în primul rând tot. Da, deci se pornește de la prezumția că protestatarul Ceaușescu știe tot. Da. După care se pornește de la prezumția că acolo când, pentru că presa trece pentru o perioadă mai nefericită, scapă de ochiul vigilent al reporterilor noștri, unii inculpați, condamnați, cercetați, nu scapă de protestatarul Ceaușescu. Și înainte să dăm drumul la imagini, vreau să facem o scurtă menționare a unui element important în discuție. Îl veți vedea pe renumitul Pavel Abraham. El este avocat al unei părți. Nu poate să fie vină faptul că apără o parte, sau greșesc eu? Nu, nu poate să fie vină că apără o parte, poate să fie un subiect de discuție, cum omul ăsta la un moment dat a fost șeful poliției. Da. Și apoi s-a specializat... În avocățeala. Nu, nu e niciun fel de problemă asta, dar nu știu, mi se pare ciudat cum, după ce ai avut o carieră întreagă la stat, în a-i prinde... Pe hoți. Și ai băgat la pușcărie, hoți sună chiar blând... Devii specializat pe apărarea lor. Înțelegi? Adică el a făcut un salt foarte interesant, domnul general Pavel Abraham. Bun, dar sigur, e perfect legal și oricine are dreptul la apărare, mai mult decât atât, în spețele penale, cine nu-și poate permite un avocat, primește unul din oficiu, adică lucrurile sunt foarte clare. Nu-l vom critica pe domnul Pavel Abraham pentru că apără orice om care are dreptul să fie apărat. Mi se pare doar straniu cum domnul Pavel Abraham s-a specializat pe apărat oameni pe care, înainte să se pensioneze, cel puțin teoretic e bine ar fi precis, trebuit da. Să-i prindă. Da, ei, mă rog. Hai să vedem. Nuanțe. Ce s-a întâmplat? Nu vă mai săturați, mă, criminalul Pavel Abraham. A? Zi-mă în 89, când ai tras în noi, cum a fost, mă, criminalule? A? 21 decembrie mă, 89. Azil, păi tu ești, bă, de azil, bă, tu ești, bă, de azil, bă, criminalule, bă, că tu ar trebui ca să stai în închisoare, bă, pentru... 89, mă. Ia uitați-o și pe doamna directoare. Ia uitați-o. Ia uitați-o. Criminalul din 89. Ia uitați-o. Ia uitați-o. Criminalul 21 decembrie 89. Ia uitați-o. Nu face nimic. Ia uitați-o. 89. Criminalul din 89. 21 decembrie, bă, ai tras în noi, bă. Bă, ne-ai bătut, bă, criminalule, bă. Tu crezi că o să fii iertat vreodată? Nu-mi e rușine. Uite. Ce filmezi, mă? Uite. Ce filmezi? Stai, mă, cu minte, măi, copilule, bă. Ia uitați-l. Ia uitați ce mașină are criminalul din 89. Ia uitați-l. Criminalul din 89 cu cealaltă acuzatoare, șefa unui... Ia uitați-o! Ia uitați-o! Ia uitați-o! Ia uitați-o! Ia uitați-o! Inculpata! 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 Cum de-a schinuit bătrânii ăia? Ia uite-i! Uite-i! Uite-i, vezi? Ia uite-i! Uite-i! Criminalilor! Torționarilor! Haideți, mă, repede aici, bă, uitați-o! Pe șefa, bă, torționarilor! Ia uitați-o!
Ia uitați. Ia uitați, ia uitați. Criminala, criminalul 89, torționara 2023. Luați, bă, uitați, bă, cum ați umilit, bă, criminalilor, torționarilor, a? Torționarilor, nu? Torționarilor, torționat, la pușcărie, tot ajungi, măi, tot ajungi, băi, în pușcări. Ia uitați-o, ia și pe contrasens, criminalul Abraham Pavel, alături de cine credeți? Soția fostului polițist, cea care era șefa unui azil de bătrâni. Da, ați văzut că a luat-o și pe contrasens până la urmă, trebuie să simt. I-a dat și o amendă de circulație, Ceaușescu. Păi nu, dar scurt acolo, i-a luat și permisul lui Abraham. Ești pe ilegalități? Bine, domnul Abraham nu e pe ilegalități. Este important de precizat că acesta a fost un exercițiu al libertății de exprimare. Da. Protestatarul Ceaușescu, Marian, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la activitatea decembristă a domnului Pavel Abraham, desigur, și față de acuzațiile care sunt aduse doamnei din imagini. Asta nu înlătură prezumția de nevinovăție, sigur că da, magistrații în structurile specializate, aferente, în instanțele corespunzătoare, se vor pronunța asupra vinovăției, nevinovăției persoanelor cercetate acestea, în dosarul azilelor groazei. Acestea fiind spuse, domnul Zanfir, credeți așa, că încearcă aici să scape pe lipsă de discernământ? Adică credeți că e o cale specială de atac pe care o va invoca doamna aceasta din imagine? Pentru că eu altfel nu-mi explic ce am urmărit un pic mai devreme. Dansa și spunea că e criminală sau ceva. Păi, asta am dedus de ea, da, poate fi și o reacție rezultată în urma presiunii psihologice, da? Nu? E un moment greu, cred, pentru oricine, inclusiv pentru inculpați. Acum nu trebuie să îi tratăm ca pe altfel decât oameni, că sunt totuși oameni. Oameni cu un grad de vinovăție care va fi stabilit în instanță. Dar ca să înțelegem la ce, doamne iartă-mă, am asistat aici, îi spunem bună seara protestatarului Marian Moroșanu, protestatarul Ceaușescu, cum e el cunoscut. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Să ne lămurim și noi! Ce vedeam aici? Cine este doamna dansatoarea? Cine e dansatoarea? Doamna dansatoarea este inculpată, directorul Cristina, cea care este patroana azilului Cora din Voluntar Ilfov. Aha, deci chiar de acolo din localitate. Dânsa este patroana sau nu? Eu nu înțeleg patroana, termenul de patron, nu-l înțeleg în context, adică nu era... Pentru că acel azil este privat. Dacă nu, era asta de stat, îi se spunea director. Mm-hmm. Nu, nu. Dar nu e același azil. Dumitra. Diferit. Hoția inculpatului Dumitra Ovidiu. Da. Trebuie să precizăm un pic ca să înțelegem un pic contextul în care se desfășoară discuția. Noi vedem acolo în imagine un azil celebru, o imagine celebră deja. Ăla era condus de Godei. Dânsa conducea, era tot un fel de Godei și dânsa, ca să înțeleg un pic. Da. Ea era, dar să vă uitați în această filmare, că această, așa, uitați-vă acum, ea își cheamă copilul minor ca să aibă aceeași atitudine. Ia uitați-vă, acel copil este fisul minor în spate. Da, haideți să nu insistăm cu minorul, că până la urmă... Nu. Este fiul ei. Știu, este am înțeles. Fiul ei. Uitați-vă acum. Eu am înțeles, dar eu fiind minor, lucrurile sunt mai delicate. Da. În privința... Oricum, nu poate fi identificat facial după aceste registrări, deci suntem în acord cu legislația în vigoare. Da. Dar ne interesează foarte tare și probabil că a șocat, am văzut și pe colegi de la televiziuni mai puțin sensibili la subiectul acesta. Am văzut că și... M-a apreciat, RTV-ul mi-a luat apărarea cei care ani de zile mă fac zop, pâlpâit, handicapat, toate chestiile. Astăzi nu știu ce au pățit, de mi-au luat apărarea că a spus, au zis, civicul. Acum ai devenit civic. Da, super, îmi place. Culmea, jur. Păi sunt anumite subiecte pe care...
Nimeni nu cred că se poate poziționa altfel decât în zona, nu decenței, ci umanității. Dar a avut un comportament straniu, doamna, din aceste imagini. E pentru prima dată când noi o vedem manifestându-se. Dansa, țopăia, țipa. Înjura la un moment dat de asta. Nu se aude, dar știți, dacă puneți la început înainte, când ea țopăia, spunea și eu sunt criminală. Da, sunt. Așa criminal. Mi s-a părut și mie, da, că dansa și spunea că este criminal. Acum, da, sigur că este. Oricum ar fi și dacă ai fi nevinovat, atunci nu e un subiect care să presupună genul ăsta de glumițe. Adică nu mi-a dat în cap genul ăsta de comportament. Adică, crezi care este chestia, Căzvane, că pe mine m-a enervat chestia, adică Pavel Abraham... Torționar 89. Aici trebuie să dezvoltăm puțin. Torționarul din anul 2000. Astea sunt acuzațiile, pentru că poate oamenii n-au înțeles de ce țipai și la Pavel Abraham. Era un avocat, își reprezintă clienții, dar n-avea legătură cu acest dosar. Nu, trimiterile erau la... Torționarul 89, 21 decembrie 1989 și mai ales 13-15 iunie 90 și până în evenimentele 13-15 iunie când el a fost torționar. Deci pentru... Torționar. Pentru aceste lucruri am zis, cum bă se poate bă torționarul 89 ca să aper torționar din 2023? Da, domnul Pavel Abraham nu are niciun fel de condamnare, astea sunt niște aprecieri subiective, el este general în rezervă al poliției române, chestor, mă rog. Este general chestor, dar el, acest torționar, a fost inculpat în dosarul Revoluției 21 decembrie, dar în schimb el având funcțiile alea foarte importante. Șeful poliției. Și mai multe, a fost și șeful la ANI și mai... Agenția Națională Antidrog, da. Da, și a fost scos de sub urmăriri. Am înțeles. Deci nu există nicio condamnare. Noi trebuie să facem precizările acestea pentru public. Nu e condamnare. Mai că ghinionul lui este așa. E unul, victima lui, care în 21 decembrie l-a auzit când el striga celor civili să nu mai văd picior de huligan, trageți fără nicio somație. Eu unul sunt viu. Eu eram acolo 15 iunie 1990 când am fost dus la școala de poliție. Băneasa Pavel Abraham m-a călcat în picioare, m-a bătut de față cu anchetatorul care mă ancheta. Este incredibil. Deci asta e o mărturie directă, o amintire personală, o acuzație bazată pe experiența personală, nu e niciun fel de... Trăire acestor traume, pentru că acest Pavel Abraham a îndreptat și pistolul către noi. Dădea ordin, înjura, trageți fără nicio somație, să nu mai văd picior de huligan, să văd curățită piața universității. Asta spunea el 21 decembrie 1989. 16 iunie 1990 a venit dimineață cu elevii școlii de poliție Băneasa ca să elibereze piața universității. Când au venit minerii 14 iunie dimineața, acest personaj era atunci comandant adjunct școala de poliție Băneasa din partea Ministerului de Interne. El a dat acceptul ca să intre în acea școală militară, era cazarmă militară, minerii înarmați. Da, bine, acum sigur sunt niște acuzații pe care, mă rog, le urmărim, le ascultăm. Pe care dar Marian Moroșanu și le asumă pentru că a trăit acele momente. Asta e o istorie personală povestită, nu ce probe să-i cer decât propria amintire. Normal. Da, dacă vreți să... Am mai zic, îmi cer scuze, știu că trebuie ca să
o sunați, dar trebuie spus adevărul ca să nu ascundem. Da. Doamna avocată Alice Drăghici, întrebați-o ce a făcut 21 decembrie 1989, când era procuror, i-a închetat pe cei arestați din Piața Universității și duși în Fortul 13 Jilava. Ea a fost anchetatoare, a fost, ce credeți, șefa tinerilor comuniști din Procuratura Sectorului 1. Trebuie istoria ca să nu fie ascunsă. Faptele acestora care vin acum ca să ne dea nouă lecții de moralitate și de chestii. Spuneți-ne ce ați făcut în 89. Bun, astea sunt informații, astea sunt informații publice, nici nu e nevoie de un drept la replică. Era funcția pe care o ocupa la acea dată, era procuror, e o informație de notorietate și în momentul de față, într-adevăr, împarte anumite studiouri de televiziune cu domnul Pavel Abraham. Și deci, iată, un arc peste timp se reîntâlnesc în anumite platouri de televiziune. În încheiere, Marian Ceaușescu Moroșanu. Vei mai merge, presupun, asta e o întrebare așa retorică pentru public. Eu mă gândesc că nu te-a descurajat doamna Cristina Dumitru cu acel dans și câteva înjurături. Câte amenințări am avut eu la moarte? Ultimul care a spus Pandele, domnul Pandele, care m-a amenințat cu moartea și mie îmi vine să râd. Dacă dracu, în 89, doamne iartă, m-am avut în față armele îndreptate spre mine și nu mi-a fost frică, ca să-mi fie frică de o amenințare a lui Pandele, câți m-au amenințat, că toate. Nu mi-este frică, același lucru îl voi face astăzi, ca să știți, această doamnă Cristina a venit la DICOT, unde a fost prezentă alături de un apărător din oficiu astăzi. Nu a venit Abraham Pavel, că de era avocatul ales, nu a venit pentru să asiste la percheziția informatică din aceste telefoane și toate calculatoarele. Și așa, în informație am auzit că DICOT-ul ar fi trimis către DNA anumite discuții dintre Godei și cu Firea și cu alte persoane și cu Pandele. Adică o să auziți câteva surprize cât de curând. Asta este o informație pe surse, bombă, vehiculată în premieră de către tine, Marian. Am auzit. Până la această dată, inclusiv în referatul pentru propunerea de arestare preventivă, nu a fost invocat nici numele fostului ministru Firea, nici al actualului primar Pandele. Numele astea nu au fost vehiculate în documentele care și ele pe surse au ajuns la presă. Ceea ce ne spui acum este o informație pe surse. În ultimile audiții, în ultimile, ceea ce au ăsta scos procurorii DICOT din acele telefoane pe care le-a verificat. În schimb, am înțeles că acest domn Godei, care are joi termen, pentru că acest personaj a făcut contestație împotriva măsurii preventive, că da, vrea să fie liber. Joi acum, 27, la orele 10, este termen. În schimb, săptămâna viitoare o să fie chemat la DNA pentru ca martor pentru acei doi inculpați din Ilfov, știți, din... Sigur. Funcționari. Bun. Da. Marian Ceaușescu, mulțumim pentru relatări.